Salut și bine ai venit la Banii Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Continuăm să vorbim despre piața de capital și oportunitățile de listare internațională pentru companiile active în România. O tendință vizibilă în ultimele luni este aceea unor firme mijlocii sau mari de a-și manifesta interesul pentru listarea în piețele internaționale de calibru, precum Londra sau New York. Bineînțeles că este o perspectivă tentantă și o astfel de listare ar reprezenta recunoașterea supremă a succesului afacerii dezvoltate. Însă o serie de aspecte trebuie luate în considerare cu atenție înaintea luării unei asemenea decizii atât de importante. Astfel, o analiză pertinentă este necesară în primul rând asupra bazei de investitori potențial pe care o companie dorește să-i acceseze. Statisticile arată că emitenții listați la București au o structură acționaratului dominată de investitorii rezidenți în România. În grafic facem referire la free float, vedeți aici, practic acțiunile disponibile la tranzacționare, excluzând deținerile majoritarilor. Astfel, aproximativ 75% din free float este deținut de investitori locali, aceștia fiind predominant investitori instituționali români. Întrebarea se pune, în ce măsură acești investitori, atât de activi pe piața internă, ar investi în mod similar într-o companie românească listată în străinătate? Răspunsul cert este că investițiile acestora sunt semnificativ mai scăzute. Aceea ar trebui să inițieze etapa de internaționalizare înainte să listeze o companie românească pe o bursă din străinătate. Mai exact, trebuie să deschizi birouri în mai multe țări și să ai o prezență solidă în fiecare țară din străinătate. Cei mai mari investitori din România sunt fondurile de pensii și fondurile de investiții. Acești investitori în general se raportează la indicii principali, la Bursa de Valori București, și au o preferință clară pentru acțiunile care fac parte din acești indici. Spre exemplu, fondurile de pensii private care administrează pilonul 2 și pilonul 3 au înregistrat o creștere a activelor de la 2 miliarde în 2012 până la 16,6 miliarde de euro în 2021 și au dublat alocarea investițiilor către acțiuni în total portofoliu, de la 11% până la 22,1% în ultimul deceniu. În mod cert, absența acestor investitori ar forța companiile listate în România să se orienteze către piețele internaționale. Bineînțeles că există foarte mulți investitori pe cele mai mari burse, însă și concurența în atragerea capitalului acestora este pe măsură. Marile piețe internaționale, având mii de companii listate, din care foarte multe cu valori de zeci sau chiar sute de miliarde de euro. Mai pot fi și câteva dezavantaje importante ale listării companiilor pe bursele internaționale, respectiv costuri ridicate la momentul listării, avem apoi cadrul legal diferit, recunoașterea limitată a brandului companiei în străinătate, acces dificil la analiștii financiari și marile conferințe dedicate investitorilor pentru companiile care au lichiditate foarte ridicată. Un foarte bun exemplu în acest sens este reprezentat de listările duale București și Londra ale companiilor Romgaz și Electrica. Este evidentă migrarea acțiunilor dinspre Londra către București și în mod sincronizat și a lichidității în intervalul scurs de la listare și până în prezent. Astfel, în ultimii 2 ani, volumele tranzacționate în Londra reprezintă în total sub 1% din total tranzacționări, o dovadă că pe termen lung interesul se concentrează în piața primară a companiilor unde investitorii urmăresc aceste titluri în mod constant și unde compania este recunoscută. Bineînțeles că orice exemplu are și un contraexemplu, nu este așa? Știm cu toții UiPath, companie născută și ale cărei baze ale dezvoltării au fost făcute în România, care s-a listat în 2021 în New York. E bine, UiPath este însă un miracol, care în prezent valorează peste 35 de miliarde de dolari pe bursa americană, aproximativ 15% din întreg PIB-ul României. Pentru ca o altă companie românească să spere la succes pe piața americană, evaluarea acesteia ar trebui să fie de cel puțin 10% din evaluarea UiPath. Astfel, piața de capital din România poate servi cu succes nevoile de finanțare ale companiilor locale. O să exemplificăm în episoadele următoare câteva povești de succes de pe Bursa de Valori București. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare, așa că fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.